în afară de cască și Sfânta Treime, transceiver, lopată și sondă, în ultimii ani, destul de mulți, au apărut rucsacii de avalanșă. Ce face rucsacul de avalanșă este un rucsac dotat cu un sistem de airbag-uri, fix ca cele de la mașină, care le știți mai bine. Dacă cele de mașină se deschid automat în momentul unui impact, da? Că e frontal, că e lateral, știți că sunt mai multe genuri de mai multe locuri care sunt plasate în mașină, e cam același lucru îl face și rucsacul de avalanșă în momentul în care e surprins de o avalanșă. Diferența față de cele de mașină care se declanșează datorită unor senzori e că aici va trebui să-l declanșezi tu, cel care poartă rucsacul. Ce rol au? În momentul în care l-ai declanșat, hai să ne uităm, să vedem puțin și cum arată. Deci el arată, de afară arată ca un rucsac normal, mă rog, cu niște prinderi speciale la în zona abdomenului, cu mai multe chingi față de un rucsac normal, da? Dar înăuntru are o butelie cu aer comprimat, iar în aceste două buzunare laterale sunt airbag-urile. Da. Care în momentul în care rucsacul este declanșat, sistemul de declanșare este aici, deci pur și simplu se trage de un mâner. Aerul din butelie umple cei doi rucsaci care îți produc în spate un spațiu de protecție, de fapt au rol dublu, de a te ține cumva la suprafața, datorită volumelor foarte mare de aer, au rol de a te ține la suprafața avalanșei, dacă tipul de zăpadă o permite. Că dacă e o avalanșă în plăci sau avalanșă de zăpadă foarte grea, e mai delicat. Așa, iar al doilea rol este ca în momentul în care totuși ești îngropat în avalanșă, să creeze în spațiul tău, în jurul tău, o pungă de aer care să-ți permită să continui să respiri timp suficient pentru salvatori să te găsească, dacă, cum spuneam mai devreme, dacă cei care sunt cu tine știu să facă lucrul ăsta. Iarăși, sunt mai multe modele, mai mulți producători, sunt două tehnologii. Una este aceasta cu butelie de aer. A doua tehnologie este cu o pompă electrică care umflă acești saci, aceste airbag-uri în timp foarte, foarte, foarte scurt. Destul de scumpe, dar știți, e genul ăla de echipament pe care dai câteva sute bune de euro și te rogi să nu-l folosești vreodată. Atât rucsacul de avalanșă, cât și rucsacii dedicați schiului de tură sau schiului off-pist, deci, ambele modele au un buzunar dedicat în care veți băga doar lopata, mânerul ei și sonda. De ce? Pentru că în cazul în care s-a întâmplat un accident, după cum spuneam, orice secundă contează. Deci trebuie să știi cu ochii închiși unde găsești chestiile astea în rucsac. Și de-aia e bine ca în rucsac, în buzunarul dedicat ăstora, să nu băgați pufoaice, să nu băgați alte echipamente de îmbrăcăminte care să vă împiedice în accesul cât mai rapid la sondă și la lopată. Mai fac încă o dată precizarea că acest tutorial nu vă învață cum să folosiți aceste echipamente. Aceste echipamente, folosirea lor se deprinde la fața locului de la oameni care știu despre ce e vorba și odată ce ați învățat să le folosiți, va trebui să le repetați periodic pentru că
vor trebui să vă devină ca a doua natură. Până la episodul următor, vă doresc să vă cumpărați echipamentele astea și să nu le folosiți niciodată. Stay safe!